Ce-ai pățit? Ce-am pățit? Am alunecat niște glod și am căzut picior sub mine și l-am fracturat. Când? Într-o marță trecut. Ce dată a fost? Și ai ajuns la spital? Da, poate că era cazul fără spital dacă îmi punea aneniu piciorul în gips așa cum scade la moment că ar trebui. Sunteți de la Florin, anenii noi. Florin, anenii noi, da. Și ați ajuns la urgență, la salut la Florin? Fiind pe teritoriul anenilor, am fost nevoit să chem urgența de din teritoriu, a venit urgența, da. M-am urcat. Da. Și acolo m-am coborât, m-am așezat prin scaun și am așteptat vreo 4 ore până a venit sora medicală, a deschis un cabinet și mi-a făcut rentgen la picior. 4 ore cu piciorul da, frânt? Da, piciorul frânt și undeva vreo 4 ore eu spate demonstrat. Nu era o oră de lucru, zi de lucru. Domnul Vrega, ce dumneavoastră nu știți cum se lucrează? Nu știu. Îmi pare rău, e că mai sunt cazuri diferite. Deci 4 ore am stat. Nimeni n-a venit, nu mi-a pus o injecție ca să-mi ia durierile, nu m-a întrebat nimeni, o cană de apă, mi s-a făcut sclei în gură, o cană de apă măcar nu mi-a dat cineva. Și după aceea a venit fetița aceea, mi-a făcut rentgen, m-a culcat pe un pătucean de ăsta, cu piele de asta artificială. Și eu de durieri, de frig mi-era, am adormit. Și iar a trecut vreo 3 ore până a venit medicul de serviciu, mi-a dus, adică nu, fără pelicul, fără nimic, cum în legoale unde? M-a trezit și a zis, tu ești cel cu problema la picior. Zic, da, hai scoală și du-te acasă, că n-ai nimic. Stați, domnule, cum n-am nimic? Du-te că eu simplu luxați și nimeni nu-i pe capul meu. Zic, domnule, dar dați-mi pelicula. Dar știți cum îi cheamă, medicul, sora? Păi nici nu s-a, dar s-a prezentat cineva. A, dar nu sunt mulți angajați în spitalul raional. Păi nu sunt mulți, dar nici nu se... Nu e cu somn și nu e la vedere, da? Da. Printre alte, la o servitoare, pe urmă, am aflat că este un cel care m-a primit, adică medicul care nu că m-a primit, cel care a făcut concluzie, este un medic tânăr venit de la Chișinău ca să facă de serviciu de noapte. Serviciu de noapte. Și... Deci medicul nici nu era raional, e chiar de la Chișinău. Așa am înțeles, da. E un băitan tinerel și a spus, hai ieși, că gata, problema ta s-a terminat. Și l-a dus acasă. Nu m-a dus acasă. V-ați dus dumneavoastră. Eu am rugat, zic, domnule, cer scuze, dar cheamă în un taxi, că chiar nu știu de aici, din Anien, cum se cheamă taxiul. Atunci dumneavoastră îmi spune, dacă îți trebuie, cheamă-ți, că eu n-am nevoie de chestiile astea. Și vorbind, nici cu spatele, mergând pe coridor, eu din coridor ieșesem de acum din cabinetul ăla, cu spatele, mergând pe coridor, îmi răspundea. Am văzut că n-am cu cine vorbi, într-un picior, fără un scaun, fără un băț, fără un sprijin, nimic, vă dați seama. La, în jurul orii 5 dimineața am ieșit afară și m-am așezat așa pe o bordură. Și din și mă gândeam, schimb pe cineva din prietenii mei, zic, măi, omul... În primul rând doarme, până s-a sculat, până a venit la neni, până... Și mie eram spre dimineață, știți cum se lasă frigul dimineață. Și zic, totuși, îți caut să chem un taxi. Timpul ăsta am observat o servitoare, ieșesă și am rugat-o să apropie și... Dumnezeu mi-a spus că, iată, culege numărul ăsta dacă ai telefon și o să vină... Mi-a dat un număr oarecare, o să vină probabil taxiul. Am cules numărul ăla și mi-a răspuns... Deci contează? Ai ajuns acasă. Da. Deci m-a adus taxiul acasă. Și nu m-am gândit că e fractură. Dacă mi-a spus medicul că... E luxație, e luxație. E luxație, e luxație. Că... Bun, dar și la luxație nu trebuie pus în gips și imobilizat piciorul? Nu știu, așa a spus. Că e o simplă luxație, nu ai nevoie de gips, pleacă acasă. Și în rezultat, eu a doua zi... Am avut un seminar, că sunt agent economic, am avut un seminar cu inspectoratul fiscal... la primărie, ne-a adunat toți agenții economici și m-a dus așa într-un picior sărind, m-a dus cu mașina mea un moș până la primărie, acolo m-a văzut o fost profesoară în vârstă, Gafa Nasnă, mi-a dus cârjele astea care se văd la seminar. Asta, în timpul seminarului mi s-a făcut rău, am chemat sora, o chemat sora medicală de la punctul medical,
tensiunea era mărită, durerile erau foarte mari. Mi-a pus niște injecții pentru tensiune și durere. Terminat seminarul și m-am dus acasă. Zic, băi, luxați-mi. Și medicul de familie, tot prin Dumnezeu, mi-a scris o rețetă pentru un unguent ca să scoată inflamația. Am trimis pe cineva la farmacie, a luat unguentul, a uns și până joi la amiază am văzut că de acum nu mai răb de durere. Piciorul s-a început a negri și a se inflama mai tare. Am luat un taxi și am venit aici la urgență. Aici m-a primit medicul Preașca, da. Medicul Preașca, să fii sănătos. Eu zic să-mi fac o mică consultație, să mă duc acasă, încă m-a așteptat taxiul. El atunci s-a uitat la mine și s-a mirat, a zis, unde acasă? Tu știi ce cu tine? Zic, nu știu. Acum și-a să-ți spun adevărul. Și imediat a dat ordin, mi s-a făcut rentgen. Când a adus rentgen, a spus că ai două fracturi, nu una. Și mi-a spus așa, că dacă nu o să faci tratament de urgență, riști să faci gangrenă și să tăiem piciorul. Noroc că mai ai unul. Da. Da, dar e bine... Dar, paradoxal că ții minte medicul care ți-a făcut bine și nu-i ții minte pe cei care ți-a făcut rău și care trebuie să-i scoți în prăjină. Și se poate de afla. Da, ai de gând să scriu plângeri pe el. Nu numai plângeri, vreau să-i dau în judecată. Vreau să-i dau în judecată și... calomnii, că mi-a declarat că am fost beat. Dar ce importanță omul, plătitor de impozite, cu poliță în regulă, beat nebat la urma urmei, fă-ți datorie ta de medic. Fă-ți datorie ta de medic și eliberează omul și gata. Omul dacă e beat s-a trezit și a revenit și merge înainte. Dar dacă îl calicești, foarte greu să meargă înainte viața lui. Și... iată, continuă. Deci mă tăi plătești impozit și ai și poliță de asigurare. Păi am poliță de asigurare pentru că sunt plătitor de impozit. Asta sunt poliță activată. Eu sunt director la SRL. Deci în rezultat că nu mi s-a acordat ajutor medical care e necesar la anii, piciorul s-a negrit. Și iată și acum uitați, am o săptămână. Da, ceva se vede sub ceva, gips. Și iată aici. Aici în rezultat s-a deschis o... plagă în partea asta și în partea asta. Chiar exterioară, da? Da. În rezultat, pentru că lichidul cel nu avea unde să se ducă și suferința s-a mărit, riscul a fost foarte mare. Și cum vedeți, așa e Moldova și așa lucrează Ministerul Sănătății și deci spitalul noastră de regional. Deci spitalul regional și ministerul. Da, eu sigur că... Ministerul Sănătății trebuie să-și controleze oamenii care îi trimit în teritoriu și să-ți dea seama că cândva spitalul raional din Anenii noi era o valoare. Când se închidea un spital din Chișinău, transfera, eu la curent, transfera bolnavi la Anenii noi. Chiar și ministrul Usatăi a fost medic de parmise, a fost medic la spitalul raional din Anenii noi. Cum vă numiți? Grigori Cortac. Cortac.